Bună, dragilor, azi e duminică, ne-am trezit, ne-am îmbrăcat frumușel și ne ducem până la Milton Keynes la mall să vedem dacă găsim și acolo ceva rochițe, dacă găsesc eu, adică dacă nu vedem. Măcar ne plimbăm, afară e o zi frumoasă cu soare, ia uitați, a ieșit soarele, așa că haideți cu noi. Și înainte de a pleca, vă arăt un fel de mâncare pentru micul dejun. Anastasia, oprește-te, mamicola, îmi face gălăgie, hai să vă arăt ce frumos am îmbrăcat-o. Ia, prezintă-și tu cu ce ești îmbrăcată, scoate-la din guriță, te rog. Ia ce frumoasă ești, vezi? Ai primit asta cadou de la Leona și Steve, foarte frumos compleul tău, da? Așa, și înainte să plecăm la mall, să vă arăt prânzul, micul dejun al soțului. Variantă lipie, eu n-am avut integrală, dar asta e. Lipie cu șuncă, cu brânză și cu legume. Am pus roșioare și niște muguri ce aveam și o rulăm și asta e micul dejun. O idee foarte bună și sănătoasă, proteine și avem și puțin carbohidrat la lipie asta acum, da. Era o zi foarte călduroasă și duminică și uite aici am ajuns la mall în Milton Keynes, ne-am plimbat și pe aici, am văzut două, trei variante de rochii, o să vă arăt așa că stați aproape și vedem ce găsim prin magazine. Am ajuns la John Lewis și uitați-vă ce frumoase sunt toate astea de la Creuset pe culori, cât de frumoase sunt sosierele și toate se pierd aici prin bucătăria lor. Superbe sunt și alea micuțe sunt atât de micuțe cât o mână, nu știu cum să vă zic, ia uitați. Cât e de mică, nu știu ce pot să fac cine are mai mult de design, așa. Foarte drăguțe sunt. Da, noi am venit după Rocky, așa că hai să o luăm după Rocky, zic, să mergem la Rocky. Uite, ștegăile și mai avem și niște cănițe de tot felul, de la de Expresso, genial. Ce micuțe sunt. Superbe. Da. Cum ziceam, hai la Rocky. Hai să vă mai arăt ceva frumos. Astea toate mă duc cu gândul la cerbi. Ia uitați cum sunt aici și ia uitați ce drăguțe sunt aranjate. Toate acestea superbe. Ia uite și aici. Ce drăguț se văd. Și au în centru cerbul, după cum vă ziceam. Foarte frumoase. Da, pentru cei care nu știți, John Lewis este un brand de lux, aș spune. În Anglia, pe lângă Harrods. Deci, da, găsim de toate lucrușoarele frumoase și de calitate. Și hai să vedem pe unde găsim noi rochile mele de care am zis că am nevoie. Cred că aici intrăm la haine, lingerie și mai departe. Oh my God, ce facem astăzi? Ia spune, ce facem azi? Lasă dintele. Ce ai zis că avem azi? Lecția de știință? So today we have experiment, okay. And we're gonna stay all day long over here. Okay. And then. Așa o aștept pe mami cât caut eu rochii, da? Okay. Stai cu mințică, da? Da. All right. Okay. Stau cu tata. Okay. Bravo. Good job. Okay. Bye. 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 Ia uitați ce frumos, în mijlocul mall-ului, înăuntru, au făcut o zonă plină cu nisip pentru copii vara să se joace. Dis-o-i, mama, hai! Dacă afară va plouă bai frumos, va băga nisipul înăuntru în mall. Să te simți ca la mare. Ce tare. Vrei să te joci, dar te murdărești toată, mami. Nu știam care nisip aici. Ia uite ce drăguț și cu copiii. Și toată lumea se joacă frumos. Pe trambulină? Hai, du-te la tati, pe trambulină. Ha. Au și o trambulină și un castel, cam pe papic de toate. Hai să ne dăm, hai. Hai pe aici să mergem să vedem. Să mai sară o dată, da. Au băgat ca într-un parc în interiorul mall-ului, unde erau cafenele. Ok, și uite, ăsta e din Peppa. Farul ca un slide, foarte drăguț. Asta petreacă vara într-un mod frumos în Milton Keynes. Așteaptă-l pe tati, mami, ok? Așteaptă să vină tati, da? Să vă mai arăt una. Cam așa se prezintă, dar mai de zi, mai de zi, cred că deși are scripturile astea pe ea.
Da, dragilor, și după ce am fost la mall, am venit puțin și aici în parc, în Milton Keynes, lângă mall, și aici s-au distrat și ei s-au dat în mașinuțele astea de care vedeți. Am mai dat Anastasia în 2-3, după care am fugit acasă, pentru că tatea a trebuit să meargă la muncă. După care am revenit din nou eu cu Anastasia, pentru că era un splash unde se joace sub apă și a vrut tare mult. I-am făcut rezervare peste 2 ore și ne-am întors și s-a jucat, fiind cea mai călduroasă zi, s-a jucat și afară sub apă, s-a stropit pe acolo și a fost tare bucuroasă mai târziu. Pentru că a fost o duminică plină și da, hai să vedem ce am mai filmat. Ia uite că am urcat-o sus în Ariel acolo. Vezi că e frică puțin, ia să vedem, ia să vedem. Hai că e ok. Hai, Ariel. Ți-a plăcut acolo sus, mami? Uite, da. La mine. Uite la mine, ți-a plăcut? Da. Da? Te-ai dat singurică? E plin parcul ăsta, uite, avem și pe lume și pe apă. Ia uite, mami, ce frumos te dau cu flamingo. Să pedalezi acolo. E plin și parcul, e plin și circul. Dă mânuța, hai și mergem spre rație puțin, ne mai plimbăm. Și jumătate de oră cât mai avem parcarea și cam asta e tot. Vrei să rănești rațele? Da. Gâștele iar? Da. Să le luăm mâncare, hai. Hai, bagă mânuța și mai dă-le, uite că le-ai foame, vezi? Astea sunt lebede, mami, astea albe. Guriță, lebede, uite la mami. Lebede. Și gâște și rați au venit, da? Ha. Încet, nu te duci tu în apă, vină cu. Uite, mai sunt și acolo. Hai, ia, ține. Ia la mama. Ce frumos e și la soare. Nu mai dai aici, lasă-i, lasă-i mama, haide. Uite ce frumos e. Încet, nu mai fac așa, că îți cap și ochelarii și tot, ia uite. Hai să vă arăt ce am mai făcut zilele astea, pentru că asta anunță 30 de grade în Anglia și asta înseamnă că foarte cald. Mi-am luat un aparat de făcut înghețată, cam așa se prezintă. Am mers până acum 10 minute și văd că a făcut o cremoasă înăuntru. Numai puțin să vedem cum îi scoatem capacul, mami, și să ne uităm la ea, ok? Cam asta e înghețata noastră, asta aici a rămas pe fund. Aici e mai moale, probabil trebuie să las mai mult, dar o băgăm la congelator imediat și o să înghețe, pentru că asta e regulă, mai ținem puțin și la congelator și da. Eu am pus lapte, smântână, am pus niște rujine de ciocolată și sirop de arțar și am făcut-o așa mai sănătoasă pentru Anastasia. Ia uitați. Viața pentru mine e dimineață. Am mers cu mașina la Emuti, la inspecția tehnică cum ar veni și m-am întors aici unde stăteam înainte și stau la parcul ăsta. M-am oprit puțin, am fost până la poștă pe jos. 20 de minute și am zis să mă opresc puțin să mă odihnesc și mă uitam ce frumos pe aici. Se plimbă oameni de dimineață, este un teren de fotbal mare și parcul de copii și se plimbă și fac mișcare și apoi vedeam câmpul ăla acolo sus, se vede un câmp și Anastasia zicea că de ce nu vine zicalului din România aici să pască. Când eram pe drum, am dus-o acum la fan cuplu ăla și am lăsat-o acolo la școala de vară. Și da, văzuse ea un câmp în depărtare și asta întreba, că să vină calul ei aici să pască mâncare. Zic, măi, mami, trebuie să zboare cu avionul și animalele n-au voie. Detalia aia și da, mă gândeam ce frumos e dimineață, toată lumea se trezește, rendie la viață. Prin spate pe acolo se văd mașini care merg la muncă, dar încă așa până la 9, până la 9 și 10 și pe stradă e liber și e așa o amorțeală, încă toate magazinele se deschid acum, le vezi că se deschid. Și da, e senzație plăcută, e badie și vântul, e soare de dimineață și azi o să fie 30 de grade, ceea ce aici înseamnă mult, la fel ca în România, un fel de caniculă. Lumea strânge gunoaiele și e plăcut să mai stai așa, să te reculegi, să stai câteva minute să te gândești la alte lucruri înainte să te bagi în rutina zilnică, cum ar veni. Odată ce schimb și adresa, așa aici în Anglia am avut o grămadă de schimbat, schimbă permisele, apoi schimbă cartea mașinii, care este adresa peste tot, pentru că dacă nu primești amenzi, apoi trebuie să schimbi iar asigurările la mașini, trebuie să schimbi o grămadă de chestii și, na, chestii administrative pe care
Le-am făcut zilele astea așa pe parcurs, apoi mai am de schimbat iarăși doctorul, dacă vreau, dacă nu merg puțin mai mult până la el și să caut un dentist, încă nu ne-am înregistrat aici de când am venit la un dentist. Și multe alte chestii administrative, după cum vă ziceam, așa că iau o mică pauză, am apa cu mine și mă hidratez și încerc să mă bucur de priveliș asta încă vreo 10 minute, apoi mă duc să văd dacă e gata inspecția tehnică la mașină și revin cu informații. Da, dragilor, haideți că mai filmez puțin și acum. Acum este următoarea zi, am fost la grădi, a venit de la școala asta de vară. Eu mănânc prânzul aici, am făcut o ciorbiță de pui, cam așa arată, cât mai am, am mâncat puțin, dar nu mai am prea mult. Mai mult trebuie să mănânci proteina. Cam astea sunt indicațiile, ca să ai proteină în corp. De aceea am și aceste proteine pe care le-au recomandat ei și îmi place aroma asta, mi-am luat de zmeură. Așa arată, de la My Protein, Clear Whey Protein. Asta o faci cu apă și după aia la 5 amiază mai fac una care, pe care o beau cu lapte. 300 de ml de lapte ca să avem din nou proteină în corp, să nu pierdem masa musculară și apoi să fie pielea lăsată și urâtă, pentru că cam asta avem nevoie acum, procesul de slăbire de multe proteine. Și da, cam în asta se rezumă mesele astea după o lună de la operație acum la proteine plus legume și fructe sau o măliguță cu brânză, deci tot felul de combinații în astea care au proteina ca bază. Și apoi adăugăm, bineînțeles, carnitura. Avem voie și celelalte carbohidrații, cum ar fi cartofii, pastele, dar astea le avem voie o dată sau de două ori maxim pe săptămână. Și mai erau acolo linte năut, așa că încerc să le evit. I-am făcut soțului pireu, el e diferit cu balonul lui, e altfel, are voie la mai multe și am făcut pireu și am mâncat într-o zi, dar la fel, parcă de două ori pe săptămână are voie. Deci, da, în funcție de mai alterne și eu, dacă fac și Anastasia, am mâncat amândoi atunci pireu și cam asta e situația cu problema. Mi-au mai venit două rochii, dintre care niciuna nu-mi place. Le comandasem de la magazinul la Roman de aici, la fel are rochii elegante. Una pentru că era ceva cu sclipici albastră, dar e din aia elastică, făcută din polistiren, cred că, și se întinde și nu prea îmi place cum se vede iar la șolduri. Și mi-a venit una ceva cu niște flori, dar pare așa mai de zi. Și aia, să zicem că e ok, nu știu, mă gândesc dacă opresc pentru că e și ieftină. Apoi am dat 20 de lire, era la reducere. Adică vine un milion și puțin acolo, nu știu cât e lira. 5,8, da, deci 1.200.000. Dar o să opresc pe aia, cred, să o am așa dacă nu am pe viitor, mărimea mea am luat-o și mai mică și îmi vine acum și mai aștept mâine una de pe Amazon, la urmă, până la urmă, pentru că n-am fost prea convinsă nici la aia care v-am arătat-o aici în video a doua, cu negru și cu sclipici care are petricele. Nu sunt prea convinsă nici la aia, nu-mi place cum cade jos, de la genunchi, dacă era dreaptă era ok, dar apoi vine partea aia largă jos și nu-mi place. Și nu-s convinsă nici la aia, plus că cred că era și scumpă aia, undeva 140 sau ceva de genul de lire și nu, eu nu sunt cu nunțile și pentru două nunți nu știu dacă se merită. Și așa mai departe și da, mai aștept alta de pe Amazon mâine să văd aia, sper să nu fie nici aia genul lălăie, vedem, nu știu din ce material e exact. Și am mai venit astăzi una de la John Lewis, care eram, wow, așteptam, am zis că sigur e bună și când colo la fel. Nu e de la John Lewis, de la altă marcă cu care ei colaborează și cumva nu-mi place, are... Poate vă filmez imediat. Am zis că cade frumos pe manechinul lor, cădea frumos, dar nu-mi place materialul și mânica prea lungă și sigur o să-mi fie cald. E din ăla așa care se lipește de tine. Și e și lungă, e foarte lungă până în pământ și vine lată jos, lungă și așa în A și foarte largă jos. Cred că trebuia o mărime mai mică la ea. Deci da, că cam, nu știu, la unele oscilez între mărime mai mare, la unele am pus alta și nu știu ce și cum mărime să-mi iau. Ok, bun, vă mai țin la curent să-mi termin prânzul. Bună, dragilor, ce faceți? Sper că sunteți bine. Am zis să vă arăt și astăzi ce gătesc rapid așa la prânz, pentru a veni soțului pachet, așa că hai să vedem ce facem. Aici avem iarăși o fripturică de vită care sfârie dinisor, așa, și filei de vită și aici avem niște fasole, o să-i punem la capacul, fasole verde să fiarbă și asta o să fie o masă, proteină plus fasole verde. Ce faceți, prieteni? Noi am ieșit în parc. Ia uite, acolo este și un cal, văd că cu o trăsură, ceva. Uite, veverițele, ce fug, mamă, uite ce se aleargă. Ia uite, stai în ce, nu le speria, mami. Anastasia? Nu le speria, te rog. Calul a plecat deja, uite, fuge, nu stă. Îl auzi?
Era un cal. Costă de trăsură, să nu știu cum să-i zic. Un cal mic. Se duce la treaba lui, nu știu ce-i cu calul acolo. La omul. Nu, mami, de ce? Ce-ai găsit? Un melc? Dar e gol, mama, nu. Asta e casa unui melc, mami. Nu-i frumos ce face Anastasia. Iubită, nu-i frumos ce face, am zis. Faci mizerie. Hai să ne plimbăm pe aici. Să vedem dacă mai vedem veverițe, da? Oh, e zi frumoasă de așa puțin în atmosferă presiune. În asta 22 de grade. N-a ieșit soarele deloc, așa a fost toată ziua. Da, poți să te întinzi și pe iarbă dacă vrei, dar acum nu aici, mama. Hai să mergem la veverița cealaltă. Unde era? Da, ți-ai găsit, s-o sporumbei să iei. Aoleu. Mâine plecăm în România și cam asta e. Uite veverița, mami. Pregătiri de ultim moment. Încet, mă, mami, mă. Hei, come here, mami. Ia uite-l ce-l aleargă, mă. Nu știu cine sunt băieții ăștia, dar uite, aleargă calul prin parc. E un ponei, de fapt. Cred că sunt de la caravanele alea care le-am văzut că stăteau adineauri mai încolo, da? Cale. Erau mai departe niște caravane, mami. Păi dacă... Asta am colectat astăzi rochia aceasta, ia uitați, de la Next, dar de fapt era de o firmă care colaborează și John Lewis și asta cred că e câștigătoarea pentru nuntă. Da, într-adevăr. Bună, dragilor, fac aici încheierea, da? Sper că nu vă sperii, sunt machiată, aranjată de nuntă, gata să mergem aproape. Dar încă nu, pentru că am pus-o pe la somn pe Anastasia puțin și doarme acolo ca să poată rezista, merge și cu noi. Și am zis să-și facă somnul de amiază, că și ieri a făcut altfel, dacă nu face somnul de amiază, nu o să reușească să stea prea mult timp trează la nuntă și să aibă energie, oricum îi place și dansează. Am zis să o culc acum, pe la ora câte e 4, deja doarme de jumătate de oră și să doarmă, iar apoi plecăm să fim acolo. A început pe la 7:30-8 și da. Dacă e, mai filmez mai târziu când pun și rochia, dar aia a fost rochia. Cu aceea mă îmbrac și sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne vedem curând!